Atunci când cineva învinge, altcineva pierde. Mari perdanțe ai acestor alegeri sunt Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal și Partidul nostru. Partidul Comuniștilor a fost formațiunea care a ajuns în toate parlamentele de când în general participă la scrutinele legislative. Ei, iată că până aici a fost să fie. Comuniștii au luat la alegerile de ieri 3,76%, pragul de accedere fiind de 6%. Partidul Comuniștilor n-a luat niciun mandat de deputat nici în cele 51 de circunscripții uninominale. Cam același lucru s-a întâmplat și cu Partidul Liberal, care a acumulat 1,24%. Și nici PL n-a obținut vreun mandat în circumscripțiile uninominale. Deși la alegerile de acum patru ani era creditat cu șanse mari de a ajunge în Parlament, partidul nostru, condus de Renato Osată, îi fusese exclus din cursă pe ultima sută de metri. De data asta nu a avut astfel de probleme, însă acum a obținut doar 2,93% și n-a ajuns în legislativ, nici pe liste de partid și nici în vreo circumscripție n-a luat vreun mandat. Nici Partidul Liberal Democrat, condus pe timpuri de Vladimir Filat, n-a ajuns în Parlament, însă nici n-a participat la scrutin, susținând blocul acum. Și nici Partidul Popular European al fostului prim-ministru Iurie Leancă nu are reprezentanțe în viitorul parlament, dar de asemenea că PLDM-ul nu a participat. Așadar, dintre partidele care au acces în legislativ în anul 2014, au ajuns în actualul parlament doar socialiștii și democrații.